bancar și în economie, dar eu rămân convins că soluțiile pe care le vom, dacă vor fi ales desigur de Parlamentul țării, le vom putea pune în aplicare, vor fi cele bune pentru a rezolva problemele. Este o provocare deosebită pentru mine și probabil sunt încă puțin compleșit și de responsabilitate și de provocările care m-ar aștepta în cazul desemnării de Parlament pentru a începe un lucru, să lucrez pentru binele reformei sectorului bancar și binele țării. Am ocazia să lucrez pentru a pregăti desemnarea în Parlament și mulțumesc pentru acceptarea dumneavoastră a candidaturii mele. Aș vrut să mulțumesc îndeosebi membrilor comisiei. Am fost marcat de profesionalismul lor, de întrebările complicate și dar și celor ascultați, cum am spus, consider că au avut un nivel foarte înalt de pregătire și deci pentru mine este o onoare deosebită de a fi selectat de comisia de selecție și desemnat sau mai bine zis selectat și de dumneavoastră pentru a fi prezentat în plen. Este o experiență nouă pentru mine comunicarea cu presa, deci am să învăț să o fac mai bine în următoarele, am încă puțin emoții să o fac mai bine în următoarele săptămâni și sper după desemnare, dacă va avea loc, să am ocazia să răspund la toate întrebările dumneavoastră într-un format mai bine organizat.